dar mi se pare mult mai important decât altceva. Și mă bucur că am fost sprijinit în încercarea mea de a limpezi raportul dintre reperele intelectuale și data română. Reperele intelectuale, sau cum spune domnul Gabriel Dinceanu, intelectualii moraliști, sunt în afara politicii. N-ar putea să fie reperă, numai din independența lor, pot să-și păstreze calitatea de reper. A te orienta în lumea românească de astăzi, înseamnă, între altele, a avea aceste repere intelectuale. Te raportezi la ele, să le asumi, dar ele nu se aparțin.